Bun găsit, doamnelor și domnilor, și în această după-amiază de martie. Invitatul meu de astăzi la emisiunea Printre Rânduri este poetul Adrian Păunescu. Bun venit sau bine ați revenit, domnule Păunescu, în studioul Antenei 1 și bine ați revenit la emisiunea Printre Rânduri la mai mult de 8 luni distanță de la prima noastră întâlnire. Dacă erau 9 luni, era ciclu întreg. Vă mulțumesc mult. Domnule Păunescu, spuneați anul trecut în emisiunea noastră că puteți fi ales sau puteți să nu fiți ales, noastră aveți unde să vă întoarceți. N-ați fost ales în toamnă, ba chiar mai mult, ați renunțat la a juca un rol deocamdată pe prima scenă a politicii. La ce v-ați întors? M-am întors la realitatea din care plecasem, fără aur. Am continuat să scriu, am reușit să tipăresc o carte, Infracțiunea de-a fi, pe care v-am și adus-o în emisiune. Sunt două cărți într-un an, de o fond fără învingători, o carte la 1995 și Infracțiunea de-a fi, o carte de la sfârșitul 1996. În esență, deci, m-am întors la poezie, m-am întors la proză, continui să scot publicația săptămânală Totuși Iubirea. Sunt ca în bancul pe care mi-l scria Marin Preda când mi-a răspuns la o scrisoare mea trimisă lui din America. Eu eram 70-71 la o bursă în Statele Unite ale Americii și i-am scris lui Preda, pe care îl iubeam și îl prețuiam foarte mult, și el mi-a povestit câteva lucruri care se întâmplă prin România. Și una dintre chestiile cele mai interesante era, zice el, că a fost în satul lui la târgul de Miercurea, care se ține vinerea. Scot o revistă săptămânală care a apărut deocamdată lunar. N-am avut bani să o scot săptămânal și am preferat să am o singură apariție. De exemplu, în ianuarie o apariție de 96 de pagini, care cuprindea deci 4 numere de revistă. Scot ziarul Vremea în format mic. Nu am suficienți bani ca să fac cu regularitate Cenacul Totuși Iubirea. Îmi educ fetița care la 6 ani are nevoie de repere fundamentale. Și continui să cred, ceea ce credeam și atunci, că politica poate să ne despartă, cultura trebuie să ne apropie. Vă simțiți mai liber să scrieți astăzi? Da, mai liber, dar mai puțin necesar. De ce? Oamenii au nevoie astăzi de soluții imediate pentru viața lor. De aceea, de fapt, am și intrat în politică. Au nevoie de oameni care să se implice în viața obștii și să le dea soluții celorlalți. Și o poezie nu e o soluție. Nu prea e o soluție. Deși eu cred că în ultima vreme, cultura, creativitatea reprezintă pentru foarte mulți români refacerea propriului potențial. Deci oamenii încep să își dea seama că fără un combustibil interior, cursa aceasta lungă și istovitoare a tranziției către ceva confuz și fără până la capătul tunelului, cursa aceasta este foarte obositoare și probabil dacă nu au viață interioară, oamenii încearcă să-și o facă. Domnule Păunescu, ați pomenit de Cenacul Totuși Iubirea, care este copia sau continuarea Cenacului Flacăra, care a fost interzis sau a fost închis? Da, a fost închis în 1985. Dumneavoastră ați fost mult timp și și acum, de multe ori când se spune Adrian Păunescu, mulți cei care aveau vârsta necesară la acea vreme spun și Cenacul Flacăra. Ați fost foarte mult timp identificat cu Cenacul Flacăra. Da, identificat cu una dintre invențiile mele. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această invenție? Cea mai dragă dintre toate invențiile mele a fost aceasta.
Deci am iubit forma aceasta vie de cultură, cum nu am iubit nimic altceva. Nici măcar cărțile mele nu le iubesc, așa cum am. Iubesc forma aceasta directă, vie, în care creativitatea românească se poate sta liber. Și asta nu acum, pentru că, slavă Domnului, acum există, într-adevăr, libertatea de a face orice, găsim libertatea de a ne da în cap. Dar nu există acel semnal al publicului care avea nevoie de treaba aceasta. Deși, pot să spun că niciun spectacol din România de azi nu este mai popular și nu este mai populat ca un spectacol al Cenacului Tot și Iubirea. Nu e o copie a Cenacului Flacăra. Eu nu cred că îmi pot sări peste umbră. Sunt alții actori, sunt și dintre cei vechi, sunt și unii foarte noi și de fapt eu cred că una dintre vocațiile la care m-am întors este chiar aceasta. Descoperirea de talente. Uit la televiziunile de azi, de la cea oficială până la cele particulare și constat cu bucurie că aproape fără excepție toți cei care țintă numere de interes pentru televiziunile și posturile de radio de azi au fost descoperiți sau au fost lansați în Cenacul Flacăra. Deci mi-a plăcut odată la Cenaclu imprevizibilul. Mi-a plăcut această modalitate de a deschide către necunoscuți, către marginalizați, către cei neluați în seamă scena. Mi-amintesc, de exemplu, pe stadionul din Fălticeni, stadion arhiplin. A venit o fată care era și retras așa și a venit și a spus că a făcut un cântec pe niște versuri de Zaharia Stancu. Asta a 10 ani după ce Zaharia Stancu nu mai era printre cei vii. Și am pus-o să cânte cântecul. Sigur, era timorată, dar mi-am dat seama dintr-o dată că fata asta, dacă țin minte, chema Oltea Breabăn, Doina Oltea Breabăn. Și dintr-o dată a devenit un șlagăr. S-a gândat de vreo 17 ori. Atunci, pe stadion, până noaptea târziu, fiecare ziare a pus, fiecare ziare și zori, toamna, vie plină de struguri, primăvara numai de flori. Mi se pare că ăsta este cel mai mare miracol, creativitatea. Și cred că asta este și salvarea României în clipa de cumpănă, în clipa istorică de cumpănă prin care trece. Și nu mă refer numai la creativitatea literară sau muzicală. Eu cred, de exemplu, în mintea românului de azi, nu de pe urmă. Cred că avem oameni de o excepțională inventivitate. Ei, asta mi-a plăcut cel mai mult. Mergeam în țară atunci cu Cenacul Flacăra în ultimii ani, 82-85, după ce inginerul Valeriu Popa, cel care pune cu mâna, fusese dat afară din servicii, din toate locurile în care își exercita autoritatea, un om de meserie, un inginer valoros, l-am luat cu mine și mergeam prin țară și el descoperea boli undeva în semi-întunericul scenei artistice, iar eu descopeream remedii. Remedii de tip sufletesc. Și eu cred că asta este una dintre acele obligații ale intelectualului pe care el și le asumă în clipa în care primește lumină de la ei săi. Am mai spus asta, o spun încă o dată, în casa părinților mei, învățători, din neam de învățători, deci țărani învățați, exista un tablou de final de școală normală, un an anume termina, o clasă anume termina școala normală Andrei Șaguna din Sibiu și acolo scria și asta mi-a dominat concepția despre omul de spirit, învățătorul este o lumină care se consumă luminând pe alții. Cred în continuare că tot ce am primit merită să fie către cei care mi-au dat. Domnule Păunescu, s-a vorbit mult în ultimii ani despre Cenaclu, Flacăra
și nu întotdeauna într-o manieră pozitivă, ba chiar din contră, aș putea spune. Anul trecut, în dialogul nostru, spuneați că s-a realizat un film despre acest cenaclu, care a fost cenzurat și înainte de 89 și după 89. Iată, ne-am gândit să prezentăm astăzi telespectatorilor mai tineri, care n-au avut niciodată contact cu cenaclul Flacăra, și celor care știau mai puține sau mai multe, poate au fost la multe întâlniri ale noastre cu cenaclul Flacăra, câteva de acest film, pentru a arunca poate o altă lumină asupra ceea ce a însemnat cenaclul Flacăra, acolo unde veneau zeci de mii, sute de mii de tineri care astăzi sunt adulți și poate au uitat cum era pe vremea aceea. De aceea o să vă invit și pe noastră și pe stimații telespectatori să urmărim primul fragment pe care l-am pregătit. Doar o frază, dacă s-ar putea. Am auzit și la postul noastră, domnul avocat Cerveni, într-o seară, ce s-a gândit dânsul să rezume viața mea, activitatea mea, într-o frază despre Adrian Păunescu, despre cenacul Flacăra, care au făcut și au dres. Probabil că n-a fost niciodată la cenacul. Și e foarte ușor să spui, Sinfonia Destinului e cam așa. Da. Nu e chiar asta, Sinfonia Destinului. Și vreau să vă spun că împotriva cenacului s-au unit tot felul de energii negative, tot felul de incompetențe. A acționat și gelozia, a acționat și inventivitatea negativă. Acolo se face, dacă am auzit eu că se scoteau camioane de sutiene și chiloți de pe stadioane, adică după ce că era singurul cenaclu, singurul spectacol, cenacul nostru, cu lumină pe el, după ce că în cenacul respectiv, la oricând, ca oamenii se uite în jur și să vadă despre ce e vorba, după ce că eu am deprins pe cei care erau tineri atunci, tocmai era cel mai greu, și anume mentalitatea libertății, după ce că le-am redat repere fundamentale de istorie, de cultură, sigur că se născuse și reacția. Și eu nu îi învinovățesc pe cei care mă înjurau, pe cei care mă traduc mincinos, mă calomnează. Mă doare în continuare atitudinea pasivă a celor care știu despre ce e vorba, a celor care au trăit acolo, a numeroșilor, Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Ștefan Hrușcă, Mircea Vintilă, care au fost acolo, au trăit acolo, s-au lansat acolo. Poate doar Florian Pitiș și Mihail Stan, acești actori de vârf, să fi înțeles și să fi avut curajul să spună ce a fost în acest scenar. Eu vreau să vă spun doar o precizare. Filmul e făcut într-o perioadă absolut întâmplătoare, o perioadă care nu reprezenta nici cele mai mari spectacole, nici cele mai bune achiziții, neapărat. Și nu sunt toți cei pe care puteam să-i aducem. S-a întâmplat însă că filmările au fost făcute la comanda lui Cornel Diaconu, regizorul căruia îi mulțumesc și acum pentru curajul cu care a acționat, și cu înțelegerea lui Nicu Ceaușescu, care a și păstrat filmul în 85, fostul prim-ministru a cerut să fie ars. Deci filmările toate au fost făcute atât cât s-a putut. Deci în anul 1982, în finalul anului și la începutul anului 1983. După care s-a interzis, Cornel Diaconu împreună cu niște oameni de curaj și de caracter au montat filmul atât cât s-a putut. Sunt alte zeci de mii de metri de peliculă nemontate și aș vrea un apel să nu se piardă aceste dovezi, aceste argumente despre vremea noastră și despre cultura care s-a făcut în vremea noastră. Și filmul a fost lăcătuit. În 1985, Cornel Diaconu a putut pune pe așa cum o se vadă la începutul filmului, pe deschiderea filmului între anii 1973 și 1985 a existat în România cenacul Flacăra. Atât vreau să spun și să vă mulțumesc dumneavoastră și postului de televiziune Antena 1, care și-a curajul de a prezenta pentru prima oară, după cele două prezentări pe stadioane la Brăila și Galați din 1996, de a prezenta pentru prima oară în acest cadru fragmente dintr-un film interzis în două regimuri politice.
Să vedem, doamnelor și domnilor, acum primul fragment pregătit din Cenacul Flacăra. Bună seara, vă spune Ștefan Hrușcă din Maramureș. Bună seara, vă spune Vali Șerban din Alba Iulia. Bună seara, vă spune grupul satiric Mesaj din Oltenia. Bună seara, vă spune Ion Hagiu din județul Covasna. Dobrogea, vă salută cu Ștefan Dinu din Murfădlar. Bună seara, vă spune Arpa Domocăș din Miercureacit. Bine v-am găsit, grupul Promuzica din Timișoara. Bună seara, Valeriu Benișoara Vaslui. Bun găsit, vă spune Flacăra Pop. Bună seara și bine v-am găsit, vă spune Constantin Dragomir din Craiova. Bună seara, sunt Nicolae Cenan din Cluj-Napoca. Bună seara, vă spune Tatiana Filipoiu din Făgăraș. Bună seara, vă spune grupul Iris din București. Din ce în ce mai răgușit vă salută Ginuriță din Moldova. Bună seara, sunt Ducu Berții din Sighetul Marmației. Vă salută Vasile Șeicaru din Galați. Există niște oameni pe care îi iubesc, au vârsta conștiinței și apartenenței mele. Se învârtesc în jurul a 20 de ani, se dau crocanți și șmecheri și vor să fie stări. Sunt uneori teribili și alteori vulgari, părinții spun adesea că nu mai știu să-i crească, dar țineți bine minte, voi ce scârbiți de ei, că ei sunt la nevoie armata românească. Dacă sufletul tău înțelege, de la rog până la imnuri și rugi, te salut! Tinere tânăgi, dar te salut, te salut! Numele meu e Adrian Păunescu. Acesta e Cenacul Flacăra. Cântăm pentru dumneavoastră, cântăm pentru libertatea țării și luăm libertatea ca atare. O transformăm în cultură tranzitivă. Cenacul Flacăra vă salută un minut înainte de ora fixată, conform obiceiului său, de a fi punctual la întâlnirea cu istoria. Așadar, fiți bineveniți la Cenacul Flacăra. Există niște oameni marcați de folc și rom, ce au nevoie în țară de spirit și de toate. Și dacă nu am face cultură pentru ei, ei și-ar lua o-n taină de prin străinătate. Și noi am fost excentriți, și noi am fost fuliți, nici noi n-am mers la baluri să băguim tangol. De ce să trecem astăzi pe niște încuiați pe care îi atestă? Te salut. Generație în blugi. Generație în blugi. Îmi aduc aminte pe care l-am primit cel mai frumos compliment pe care l-a primit Cenacul Flacăra, de la Chira Pepe din comuna Prundu, județul Giurgiu. Dacă nu eram român, fugeam în România. Nemaipomenit. Dacă acest Cenacul vă face să gândiți așa, este extraordinar. Cum se poate ajunge Cenacul Flacăra, Marcela și Ioana întreabă. Prin talent și perseverență.
vreau să vă spun că aceasta e forța cenacului Flacăra. E obligatoriu ca nimic să nu fie obligatoriu. Cenacul Flacăra a luat ființă în septembrie 1973. Prin inițiativa mea, el a pornit de la oameni în sală. Ce te determină poetul este dărui cu atâta pasiune atorbit de oameni. Greu de spus, dar văd că nu mă mai pot opri. Mă simt ca un șofer de tir, voie să adormă la volan. În seara asta a fost îngrozitor, dar va fi nemaipomenit. Care poate fi viitorul cenacului Flacăra, mă întreabă niște suceveni. Viitorul cenacului Flacăra va fi o amintire frumoasă. Facem minunat seara asta, să vă lăsăm un gust pentru toată viața, să ne regretați. Ce soartă a legat și a dezlegat, iluzia, decepția mereu, să fii și să nu fii poporul meu, când întregit, când iarăși sfârșiat. De prea multe ori s-a mințit în cartea de istorie cu care am fost dotați imperii, pentru ca generația noastră, umană, să nu aibă dreptul să-și termenul de garanție al istoriei naționale n-a expirat. Astăzi în România se face istoria națională, cu toate dreptățile. Noi nu suntem un popor orfan, nu suntem culeși de la creșele Europei. Așa cum trunchiul Munteniei stă pavăză acestui copac cosmic care e țara noastră, fără Putna și fără Alba Iulia, România ar fi ca o pasăre împușcată, în amândoi ochii. Zi din istoria poporului român. Ziua în care s-au aflat la oaltă toate provinciile românești. Bat clopote cântând reîntregirea și sufletul ia foc în clopotar. 1 decembrie neunirea și amintirea României mari. Mihai Viteazu intră în catedrală și are harta Daciei mâini. Într-un sulbure bista se răscoală și apoi pe vatra lui se nasc români. Cât flamura roș, galben, albastră este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulia n-Ardeal. Ce dau o palmă de pământ, chiar de pomii la mormânt. Când lucrători de frunze suntem noi și vite de eroi. Când lucrători de frunze suntem noi și vite de Let's go.
Domnule Ponescu, revenim în studio. De ce veneau tinerii același? Eu cred că aveau nevoie de această libertate tranzitivă pe care le oferea Cenaclu. Este drept să spun că au fost ocazii în care compromisul, mai ales de ton, nu compromisul de adevăr fundamental. Eu n-am spus despre cineva că face istorie și el făcea comerț. Nu. Realmente, eu ceea ce am afirmat, pot afirma oricând în fața lui Dumnezeu, în fața memoriei strămoșilor mei, poate că tonul a fost uneori inflamat și nu s-a auzit la fel de vehement în popor și ceea ce am zis, critic, negativ. Dar tinerii nu puteau veni și mai dădeau și 25 de lei pe bilet în vremea aia. 25 de lei care însemnau enorm la salariile de atunci. Veneau pentru că se vedeau pe ei înșiși învingători în cultură. De fapt, cred că asta este una din soluțiile la care ar trebui să medităm. Eu nu pot să spun cum spune o alianță politică astăzi, că asta e singura alternativă. Eu zic doar atât. Să se bată alternativele între ele, în mod cinstit, cu arbitri cinstit, și să găsim soluția pentru ieșirea din marasmul în care ne zbatem. Pentru ieșirea din condiția de țară subdezvoltată din punct de vedere cultural, care este o condiție pe care eu o refuz. În publicul pe care astăzi telespectatorii Antene 1 îl văd, de fapt, telespectatorii Antene 1 se revăd pe ei înșiși. Vreau să vă spun, iubiți compatrioți, că dumneavoastră sunteți filmul acesta. Dumneavoastră, noi, copiii dumneavoastră, și că soluțiile pentru a fi noi înșine, în condiția umană pe care o merităm, nu sunt străine de această deschidere către mulți și buni. Tinerii veneau la Cenaclu, domnule Hergeu, pentru că era al lor. Pentru că în filmările pe care Cornel Diaconu și echipa lui le-au făcut, dumneavoastră ați văzut Timișoara, ați văzut Baia Mare, ați văzut și o să mai vedem probabil Romanul, a fost Deva, a fost Alba Iulia, a fost Putna, câteva secvențe din Sala Polivalentă din București. Asta era nevoia momentului respectiv. Și eu cred că dacă s-ar conjuga puțin eforturile noastre, putea ajunge la o stare de spirit fertilă pentru România de azi și de mâine. Când am plinit 50 de ani și era aniversat, Nichita Stănescu spunea despre dumneavoastră că sunteți tatăl cu cei mai mulți copii din România. Dar a fost aniversat într-un singur loc din toată România. După aceea, la câteva luni, Nichita a murit. La Cenaclu Flacăra. Deci nu mi-am murit colegii, dimpotrivă, și atunci, și acum, și mâine, dragostea este cea care mă leagă de ei. Și totuși tatăl acesta cu cei mai mulți copii avea o responsabilitate enormă. Sigur că da. Cum vă descurcați cu această... acest sentiment de responsabilitate? Am auzit un lucru care m-a tulburat, că în decembrie 1989 soția președintelui României zice, după primele momente grele din piața Palatului, ăștia sunt nebunii de la Cenaclu lui Ponescu. Vreau să vă spun că dacă lucrurile stau așa, mă simt confirmat. V-ați gândit vreodată să faceți un 89? Nu. Și nu cred că este rostul artiștilor să își asume soarta mulțimilor la modul punctual. Adică, hai să facem, să luăm primăria, să luăm prefectura. Multe voci se auzeau în epocă și multe turnătorii. Păunescu poate face orice. Atunci când în 1976 mai mulți lideri de partid de la București m-au pus în discuție în Comitetul Politic Executiv și au spus că pot face orice cu tinerii de la Cluj, că mă pot duce cu ei în marș spre Budapesta, bineînțeles că ei extrapolau ceea ce aveau ei în creier. Eu nu puteam să fac asta și nu pot să fac asta. Eu nu mă ocup, cum să vă spun, de
Eu sunt descoperitor de electricitate, nu sunt ăla care pune prize. Deci eu am crezut și cred în menirea mea, în gustul meu, ca dovadă, repet, toată această înflorire bazată pe ce s-a făcut atunci și nu mă ocup de, mă rog, de revolte aranjate, de meeting cu un rost imediat. N-am crezut și nu cred că am puterea asta. Ce simțeați totuși când erați aclamat? Simțeam că asta e o bucurie teoretică, pentru că practic pe mine chestia asta m-a pierdut. În momentul în care s-au adunat suficiente dovezi că reprezint o cale originală în interiorul socialismului românesc, așa cum era el atunci, nu s-a mai putut continua. Mai mult decât atât, în 85, când am fost scos de la Flacăra și când s-a desfințat Cenaclul, după nenorocirea de la Ploiești, s-a petrecut și următorul dialog, pe care sigur că l-am aflat târziu, dar care este foarte semnificativ. Deci îi aduceau dovezi șefului statului că sunt aclamat, că pe stadionul publicul Rapidului strigă tot felul de năzbâtii. Una dintre ele era de neînchipuit. Spuneam așa, Ceaușescu PCR au băgat Rapid un B, Păunescu Flacăra vor băga Rapid un A. Vă dați seama ce a însemnat asta. Sau că la Craiova strigă publicul de pe central, Păunescu al nostru e cel mai bun IRSR. Și tot i-au spus chestia asta când se discuta ce se va întâmpla cu mine și șeful statului a spus cu înțelepciune, măi, el e artist, măi, îi strigă așa cum strigă și pe Oblemenco și pe... și la care unul, nu contează numele lui, Dumnezeu să-l apere că e necăjit și bolnav, tovarășul Ceaușescu, dar să știți că și Reagan a fost actor. Ei, chestia asta, sigur că a fost o picătură care a dezechilibrat paharul. Eu știam, când mi se striga numele, că asta mă costă. Știam pentru că vedeam cu câtă suspiciune privesc cei din județe. De fapt, suspiciunea n-a dispărut nici acum. Organizarea Cenaclului. Și îmi făcea toate necazurile cu putință. Și mă provocau și, sigur, reacționau pe loc sau mai târziu. Deci, n-a fost niciodată simplu să faci un lucru de bună credință. Eu cred că și astăzi e nevoie de o în relief a creativității naționale. Și cred că oamenii tineri de azi nu sunt mai puțin înzestrați decât oamenii tineri de atunci. Eu cred că mai există oameni ca talente, ca Tudor Gheorghe, Doru Stănculescu, Valeriu Sterian, Adrian Ivanitschi, Dan. Eu cred că se mai pot naște trupe ca Phoenix. Vreau să vă reamintesc faptul că am oferit azil cultural și moral tuturor celor la Ananghie. Scriam în prima mea cartea mea Ultrasentimente, publicată la vârsta de 22 de ani, scriam despre casa mea, oază arteziană pieptici la caravane, privit această formă de univers deschis, îmi sunt pereții casei tragic harem de ane ce îmi populează viața cu abis. Și încheiam așa, deschid această casă mișcărilor solare și celor neînțeleși pentru moment. În întreaga mea viață asta am făcut și la nivel social și la nivel cultural și cred că asta e menirea oamenilor care reușesc mai repede decât alții. Cred că există o generație tânără, excepțională, pe care vom fi vinovați dacă nu vom aduce pe prima scenă a exprimării în România de azi. Și există și alți oameni valoroși, care nu mai sunt foarte tineri, dar care au fost opriți din zbor. Au acționat împotriva lor două nenorociri. Dogmatismul unei perioade și anarhia celeilalte. Să mai urmărim câteva momente din Cenaclul Flacăra, să-i mai urmărim puțin pe tinerii de atunci. Să spunem încă o dată însă că sunt filmări de peste tot. Unde s-a putut merge atunci?
dată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată, și era una la părinți, și mândră-n toate cele, cum e fecioara între sfinți, și luna între stele, din umbra falnicilor volți, ia pasul și-l îndreaptă, lângă fereastra unde-n colț, ceapă-l l-așteaptă, și pas cu pas pe urma ei, alunecă-n odaie. Aprinde-ți cu noi dorul de Eminescu, cel mai mare poet al românilor, voivodul limbii române, acel poet de geniu, a cărui limbă o vorbesc românii astăzi. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea, dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, nu mai vor să facă doi. Eminescu este chipul, Eminescu este chipul infinitului din noi, infinitului din noi, din noi, din noi. Eminescu. Trăsura cu domnul Mihai Eminescu, cuvinte învârtește în uroți, el moare la marginea lumii și a minții, dar parcă ne trage pe toți. Fără el oricare lucru, și-ar urma cărarea sa, și-ar urma cărarea sa. Fără el chiar steaua noastră, dintre stele ar cădea, dintre stele ar cădea. Pe pământul vechii dacii, când mai mare, când mai mic, când mai mare, când mai mic. Dacă n-ar fi Eminescu, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, viața nu ne-ar fi nimic. Nimic, nimic. Eminescu. Ciudată noapte simt că o să fie. Cine are părinți pe pământ mângând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți, astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți. Ce părinți, niște oameni, ce nu mai au loc, de atâția copii și de atât nenoroc, niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Și părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei. De sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc, ei albiră de dor, să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât nesomn. Chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu știu și-i simt pătimind undeva, ne amintim și de ei după lungi săptămâni, fii bătrân ce suntem cu părinții bătrâni, dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între ei și copii o prăsilă de câini și umbra de plumb, a prea zilnicei pâini, cine are părinți pe pământ mungând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii, ochii lumii plângând lacrimunte s-au plâns. Însă pentru potop încă nu-i de ajuns, mai avem noi părinți, mai au dânsii copii, pe pământul de cruci, numai om să-mi fii. Enervanți pot părea când n-ai ce să-i mai rogi, și în genere sunt și nițel pisălogi, fac pașii prea mici, mai nevoie prea mult să le spui și explici. Cocoșați, cocrșați, într-un ritm infernal, te întreabă de știi.
vreun șef de spital. Așa că te apucă o milă de tot. Mai cu seama de faptul că ei nu mai pot. Ca povară îi simți și știu că așa. Și se uită la tine ca și când te-ar ruga. Mai avem scurtă vreme de dus. Pe conștiințe povara acestui apus. Și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer. Se vor împuțina cei ce n-au și ne cer. Și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști, disperați, vești ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând. Și de ce încă nu e potop te cuprins, deși plouă mereu, deși purura nins, deși lumea în care părinți au ajuns de-o veciei mereu zguduită de plâns. Ia priviți cum se duc. Ia priviți cum se duc. Ia priviți cum se sting. Ia priviți cum se sting. Lumânări în cuib de cuc. Lumânări în cuib de cuc. Parcă tac și parcă ning. Parcă tac și parcă ning. Plin de boli și suferinți. Plin de boli și suferinți. Ne-ntoarcem în pământ. Ne-ntoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt. Cât mai suntem, cât mai sunt. Mângâiați-i pe părinți. Mângâiați-i pe părinți. Dumneavoastră, dragi ce vin din lume, urmăriți de moarte unanim, vă propun o nouă strategie. De ce nu ne mai iubim, domnule Păunescu? Pentru că a fost o perioadă în care, în mod natural, diferența specifică a reușit să conteze mai mult decât genul proxim. Deci, prea am fost monolitici, prea am fost unanimi ca să nu ne certăm o perioadă. Eu cred că e momentul să ne revenim și dintr-un exces și din celălalt. Eu cred că e obligatoriu să reinventăm iubirea. Și de aceea eu, în afară de lozinca simplă, politica ne desparte, cultura ne apropie, aș mai spune încă una. Totuși iubirea vindecă firea. Nebunescu, cred că versul poeziei Enigmatici cu minți, cred că era la, și acum și atunci cunoscută de foarte multă lume. Ce se întâmplă cu poezia după 89? Ce se întâmplă cu Eminescu după 89? Iarăși cred că e un recul firesc după ce poezia, după ce cultura au reprezentat soluția conspirației permanente, ca ele să treacă într-un plan secundar, pentru că politica a redevenit ea însăși. Dar e destul. Eu propun o nouă căutare. Eu cred că nu putem deveni clienții culturii de consum a altora. Putem face schimburi spirituale cu toată lumea. Dar putem și contribui la înflorirea spiritualității universale prin geniul ascuns, prin geniul lovit peste gură, prin geniul sărăcit în condiția lui materială, dar plin de revelații al poporului român. Și eu, câtă viață mai am în mine, asta aș vrea să fac și cred că va trebui să facem asta. Să întoarcem lumina către cei care ne-au dat-o. Domnule Păunescu,
mulți dintre cei care cântau la Cena cu Flacăra sunt acum vedete, așa cum spuneați și dumneavoastră, au uitat de nas. Mulți însă dintre cei care au fost pe scena Cenacului erau copii atunci și care ce-au făcut după Cenacul? Ce s-a întâmplat cu ei? Unii au dispărut. Maria Marie, despre care era vorba, n-a mai avut condiția materială să continue, deși avea o voce remarcabilă. Am întâlnit-o anul trecut. E un om în toată firea, aș vede treaba ei, dar avea o voce extraordinară. Nu e păcat că s-a stins această voce. M-am uitat la Gilioniță. A rămas același om. Drept, e avocat la Bacău, e un om serios. Eu n-am crescut în Cenacul Flacăra și nu cresc în Cenacul Totuși Iubirea, Lichele. Dar unii au uitat de cel care le-a fost rampă de lansare. Unii folosesc versurile. Am auzit, de exemplu, de multe ori la toate televiziunile cât de cu popular, cu ardeală, suntem oștenți, îmbăsfânt, mânția puțină. Am spus, dragilor, nu e cât de popular, eu l-am scris, n-am murit încă. Am auzit, Doamne, ocrotește pe români, variante la ceea ce eu am inventat, asta e situația. Am privit scena. Erau acolo viitori liberali, viitori țărăniști, viitori socialiști, viitori legionari. Asta a fost situația și eu cred că nu asta ar trebui să ne preocupe ce partid reprezintă fiecare sau ce opțiuni politice are. Pentru că eu cred că în fapt cultura națională îi cuprinde pe toți oamenii valoroși. Marile poezii ale lui Mihai Beniuc stau lângă marile poezii ale lui Nichifor Craini, chiar dacă ei au fost unul la stânga și celălalt la dreapta. Și pe mine nu mă mai interesează până la urmă ce carnet de partid purta Coșbuc sau purta Goga, sau că Goga a fost prim-ministru și n-a reușit să rezolve problemele țării într-o anumită clipă. Eu când zic latinitatea strigă din tranșee, citând versul lui Goga, eu mă simt împăcat cu mine însumi. Eu n-am ce să continui această nenorocire, această groapă dintre noi, această prăpastie dintre noi. De aceea, dacă ar trebui să facem ceva, ar trebui să ne unim în cultură pentru a ne exprima fiecare. Domnule Ponescu, Cenacul Flacăra este deja trecut, prezentul îl știm cu toții. Ce va fi în viitor? Ce veți face în viitor? Sunt zilele în care, împreună cu niște oameni deschiși de la Antena 1 și având înțelegerea celor ce conduc și răspunde soarta acestui post de televiziune, vrem să facem o emisiune săptămânală, probabil că în două săptămâni prima emisiune va fi gata și va putea fi transmisă. O emisiune care să cuprindă tocmai acest efort creator pe care am vrea să-l provocăm. Pentru că sunt convins... Ce ziceți? Noi talente. Da, sunt convins că odată pornită o asemenea acțiune, ea va radicaliza foarte mult atmosfera din România și că oamenii vor începe să se ocupe și de vocația lor și de meseria lor, nu numai de politica despărțitoare. O emisiune care încă nu are un titlu, lucrez la căutarea unui titlu și în acest sens, dacă telespectatorii de azi doresc să mă ajute, aș aștepta cu plăcere la această adresă sau la la adresa Fundației Iubirea, strada Dionisie Lupo, numărul 84, București, propunere de titlu. Eu m-am gândit deocamdată la câteva titluri. Totuși iubirea vindecă firea, depinde de noi, manifest pentru mileniul 3, nu știu exact. Ideea următoarea, că putem concura lumea, cum spun și acolo într-un film, într-o secvență de film, din păcate nu e prea mult timp pentru asta, poate că într-o zi prezentăm filmul așa cum este el, putem concura lumea prin valorile noastre. Și nu numai cu valorile tinere. Eu repet, sunt convins că multe dintre vocațiile oamenilor de 30, 40, 50 de ani care nu s-au manifestat, pentru că nu au avut spațiu în care să manifeste, pot fi redeșteptate. Domnule Ponescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră aici. Succes în activitatea noastră de descoperire a noi talente. Doamnelor și domnilor, noi aici ne despărțim, dar înainte de a ne lua rămas bun, nu uitați de întâlnirea noastră de săptămâna viitoare la aceeași oră, ora 18. Până atunci, toate cele bune! Decorul emisiunii Prin Pământuri a fost realizat de firma Sato.
la, să zic așa, un mileniu odată. Cu totul pare atât de frumos, de pur, acest scenacul. Sunt convins că vor fi destui, mai ales cei care n-au participat la aceste manifestări, care vă spune că imposibil acest film este montat, normal că a luat lucrurile frumoase și că sigur existau și lucruri urâte. Existau și lucruri urâte? Sau mai puțin frumoase? Nu. A lucruri mai puțin frumoase, fără îndoială. Dar urât eu nu e un sens estetic. E un sens moral. Nu. Ceea ce spuneam despre Nicolae Ceaușescu este că era garantul suveranității și independenței naționale și al construcției naționale. Ceea ce spuneam despre toată puterea și politica era, cum spuneam în film, cei de desubt, ce oameni conduc pe ceilalți oameni, cum să scurtăm prostia, să prevenim trădarea. Deci nu. Eu am auzit, când am vorbit cu ministrul culturii din 1990 și am cerut, domnule, există un film montat. S-a terminat montajul în 83 și în 85 s-a pus, mă rog, fraza aia a fost în România, lasă-l dumneata să fie dat pe piață. Pentru că atunci n-a fost dat, acum nu e dat. A spus, nu, că dacă nu e ceva cu Ceaușescu, înseamnă că nu e ce a fost. Păi de unde știi dumneata ce a fost acolo, domnule? Din 12 ore, eu spuneam la un moment dat, pentru că eram bănuit că fac alt partid, că fac altă politică, spuneam, suntem alături de politica de pace, de cooperare, de independență și suveranitate națională și de construcție națională a președintelui Nicolae Ceaușescu. Și eram alături. Dar atât. Deci astea sunt bazme făcute ca să mă scoată din joc, iar ministrul culturii a definit atunci foarte bine ceea ce trebuie făcut. Dom'le, dacă dăm filmul și iese bine, te facem un colos unic cu care nu vrem și nu putem să luptăm. Domnule Păunescu, mulți dintre cei care cântau la Cenacul Flacăra sunt acum vedete, așa cum spuneați și dumneavoastră, au uitat de dumneavoastră. Mulți însă dintre cei care au fost pe scena Cenacului erau copii atunci și care... Ce-au făcut după Cenacul? Ce s-a întâmplat cu ei? Unii au dispărut. Maria Marie, despre care era vorba, n-a mai avut condiția materială să continue, deși avea o voce remarcabilă. Am întâlnit-o anul trecut. E un om în toată firea, aș vede treaba ei, dar era o voce extraordinară. Nu e păcat că s-a stins această voce. M-am uitat la Gil Ioniță. A rămas același om. Drept, e avocat la Bacău, e un om serios. Eu n-am crescut în Cenacul Flacăra și nu cresc în Cenacul Totuși Iubirea, Lichele. Dar unii au uitat de cel care le-a fost rampă de lansare. Unii îmi folosesc versurile. Am auzit, de exemplu, de multe ori la toate televiziunile cânte cu popular. Toardeal, toardeal, suntem oșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Am spus, dragilor, nu e cât de popular, eu l-am scris, n-am murit încă. Am auzit, Doamne, ocrotește-i pe români, variante la ceea ce eu am inventat, asta e situația.
Am privit scena. Erau acolo viitori liberali, viitori țărăniști, viitori socialiști, viitori legionari. Asta a fost situația și eu cred că nu asta ar trebui să ne preocupe, ce partid reprezintă fiecare sau ce opțiuni politice are. Pentru că eu cred că, în fapt, cultura națională îi cuprinde pe toți oamenii valoroși. Marile poezii ale lui Mihai Beniuc stau lângă marile poezii ale lui Nichifor Crainic, chiar dacă ei au fost unul la stânga și celălalt la dreapta. Și pe mine nu mă mai interesează până la urmă ce carnet de partid purta Coșbuc sau purta Goga, sau că Goga a fost prim-ministru și n-a reușit să rezolve problemele țării într-o anumită clipă. Eu când zic latinitatea strigă din tranșee, citând versul lui Goga, eu mă simt împăcat cu mine însumi. Eu n-am ce să continui această nenorocire, această groapă dintre noi, această prăpastie dintre noi. De aceea, dacă ar trebui să facem ceva, ar trebui să ne unim în cultură pentru a ne exprima fiecare. Domnule Bonescu, Cenacul Flacăra este deja trecut, prezentul îl știm cu toții. Ce va fi în viitor? Ce veți face în viitor? Sunt zilele în care, împreună cu niște oameni deschiși de la Antena 1 și având înțelegerea celor ce conduc și răspunde soarta acestui post de televiziune, vrem să facem o emisiune săptămânală, probabil că în 2 săptămâni prima emisiune va fi gata și va putea fi transmisă, o emisiune care să cuprindă tocmai acest efort creator pe care am vrea să-l provocăm. Pentru că sunt convins... Ce ziceți? Noi talente. Da, sunt convins că odată pornită o asemenea acțiune, ea va radicaliza foarte mult atmosfera din România și că oamenii vor începe să se ocupe și de vocația lor și de meseria lor, nu numai de politica despărțitoare. O emisiune care încă n-are un titlu, lucrez la căutarea unui titlu și în acest sens, dacă telespectatorii de azi doresc să mă ajute, aș aștepta cu plăcere la această adresă sau la la adresa Fundației Iubirea, strada Dionisie Lupă, numărul 84, București, propunere de titlu. Eu m-am gândit deocamdată la câteva titluri. Totuși iubirea vindecă firea, depinde de noi, manifest pentru mileniu 3, nu știu exact. Ideea e următoarea, că putem concura lumea, cum spun și acolo într-un film, într-o secvență de film, din păcate nu e prea mult timp pentru asta, poate că într-o zi prezentăm filmul așa cum este el, putem concura lumea prin valorile noastre și nu numai cu valorile tinere. Eu repet, sunt convins că multe dintre vocațiile oamenilor de 30, 40, 50 de ani care nu s-au manifestat, pentru că nu au avut spațiu în care să manifeste, pot fi redeșteptate. Domnule Ponescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră aici. Succes în activitatea noastră de descoperire a noi talente. Doamnelor și domnilor, noi aici ne despărțim, dar înainte de a ne lua rămas bun, nu uitați de întâlnirea noastră de săptămâna viitoare la aceeași oră, ora 18. Până atunci, toate cele bune! Decorul emisiunii Printre Rânduri a fost realizat de firma Sato.